echipa supărții la tine acasă și astăzi cineva s-a gândit să vă fac o surpriză. Cineva care pe dumneavoastră vă iubește și vă prețuiește tare, tare mult. Eu o să vă întreb dacă dumneavoastră bănuiți din partea cui venim. Cine credeți că s-a gândit astăzi la dumneavoastră să vă facă o surpriză frumoasă? Eu am prea mulți, da. Aveți prea mulți și... Și frați și... Și așa... Dar nu știu, că partea cui nu pot să-mi dau seama pe imediat. Deci înconjurată de oameni dragi? Da. Și eu o să vă spun la final, dacă dumneavoastră nu vreți să spuneți și nu bănuiți pe absolut nimeni, eu o să am pentru dumneavoastră un mesaj, o să am și o melodie și o să vedem tocmai la final din partea cui vine surpriza. E în regulă așa? Da, da. Avem aici un torciuleț, dacă mă ajutați dumneavoastră și puteți ține. Și avem un coșuleț, da, 57 de trandafiri. Fiecare trandafir simbolizează fiecare an din viața dumneavoastră. Mai avem și o sticluță de șampanie. Pe mesaj, că dacă te uitai... O să o lasă. Nu zice nimic, nimic. Haideți să auzim melodia și să nu vă întristați, că nu ăsta e scopul nostru. Noi venim să vă aducem dragoste în inima dumneavoastră. Am o frățire care mi-e dor, la rău și la bine, a fost lângă mine, frate meu, sufletul meu, am o plăcire. Ia spuneți, doamna Geta, acum bănuiți dumneavoastră din partea cui venim? Ia zis dumneavoastră. Cine credeți? Fratele meu, bebe. A, așa este. Germania. Nu doar dumnealui, și cum nata. Și noi acum avem pentru dumneavoastră și un mesaj. Un mesaj care vine cu multă, multă dragoste și recunoștință și spune în felul următor. Frații, nu-s de înlocuit, nu se vând și nu se schimbă. Să privești la ei în suflet, precum te vezi în oglindă. Când arunci cu vorbe în frate, tot pe tine te lovești. Uită, iartă și ia seama cât sunt vii să-ți iubești. Nicăieri în lumea asta n-ai să afli în păcăciune. Ochii lui și ochii tăi au același dor, aș spune. Să lași orice supărare lângă voi să nu răsară, căci pe mama chiar de tace până la moarte o s-o doară. Pe pământ și pe avere să nu faceți judecată, că nu poți răscumpăra omenia niciodată. Să nu pui hotar iubirii când ți-o cere fratele. Mama a împărțit la toți grija ei și laptele. Dacă astea-i mâniat, cerul mâine se mânie. Și nu-ți iartă fapta rea să-i faci lui ce-ți place ție. Totdeauna lasă loc fratelui la tine în curte. Clipele ce pierzi cu ură, pe vecie sunt pierdute. Și ai mai vrea, când frații pleacă, să-i revezi o zi măcar. Dar căința prea târzie, ai să vezi că-i în zadar. Și nu-i suflet să priceapă cum e al fratelui de sânge, nu răni nici din greșeală, că-i păcat de-o clipă plânge. Frații nu-s de înlocuit, sunt aceeași trup de mamă, sunt nădejdea și sunt milă, lacrimă de sub năframă. Mâna fratelui e sfântă, ea mamei mângâiere, să-i dai fratelui iubire chiar și atunci când nu ți-o cere. O drag fratele din Germania și cum nata, bebe și nuța. Doriți și dumneavoastră să le transmiteți câteva gânduri acolo în depărtare? Să nu uite că iubesc și ca soră și ca cumnată și îi prețuiesc. Și n-am să dau ocazie niciodată să mă supăr cu ei, că n-am pentru ce. Și le mulțumesc pentru tot efortul care l-a făcut. Îi pup dulce. Vă iubesc!